Vă reamintesc, suntem în ultima parte a Evangheliei după Matei, mai precis în capitolul 21. Așa zisa, intrare triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim marchează începutul ultimei săptămâni dinaintea crucificării sale, cunoscută ca Săptămâna Patimilor. Vom vedea că nu e vorba doar de suferințele din ultimele sale ore de viață, ci o suită întreagă de acte și fapte neobișnuite care vor supune la presiuni întreaga persoană a lui Iisus. În ziua întâi a acestei săptămâni, după ce a intrat în capitală, citim în Matei 21 de la versetul 12, Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Apoi le dă o lecție propriilor ucenici. A doua zi dimineața, întorcându-se în cetate, a văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze și i-a zis, de acum încolo în veac să nu mai dea rod din tine. Și îndată smochinul s-a uscat. Ucenicilor uimiți, Domnul le predă principiul acesta de căpetenie, tot ce veți cere cu credință prin rugăciune veți primi. Regăsiți episodul de la versetul 18 din Matei 21. Acum, familiar sau nu cu Scriptura, majoritatea știți că Iisus Hristos nu a fost niciodată răsfățatul puternicilor zilei, pentru că el avea curajul și puterea să le spună totdeauna adevărul, inclusiv despre ei înșiși. Și în plus, afirma lucruri care zguduiau formalismul celor ce urmau riguros ritualul, dar care nu puneau preț pe trăirea în spiritul Scripturii. Ne apropiem de deznodământul Evangheliei și observăm pe saduchei și pe farisei, pe preoți și pe cărturari, tot mai înfierbântați împotriva lui Yeshua, tot mai ostili față de Domnul. Abia se abțineau să nu-L sfâșie, doar frica de popor fiind mai mare ca adversitatea față de Mântuitorul. Pe ei îi mâniau și vindecările pe care le săvârșea Iisus. Pentru că n-aveau cum să conteste miracolele săvârșite sub ochii multora, acești auto-intitulați lideri religioși schimbă tactica. Nu-L mai întreabă pe Iisus despre ce face El, ci pun la îndoială autoritatea sa. Dar Iisus îi confruntă direct, demonstrând că El deține controlul situației și ei nu pot să evite abordările tranșante ale Domnului în ce îi privește. Încă o dată preoții și gărturarii speră să-L prindă pe picior greșit, dar Iisus le răstoarnă planurile și le expune câteva pilde menite să le transmită un mesaj năucitor. Una din aceste pilde descrie un gospodar, Dumnezeu Tatăl, care și-a trimis fiul, Domnul Iisus, să cerceteze ogoarele. Țăranii, Israel adică, îl ucid pe fiu ca să pună mâna pe moștenire. Liderii religioși n-au cum să se prefacă a nu înțelege mesajul, sau albit la față auzind o asemenea comparație. Apoi Domnul Iisus se prezintă a fi piatra vechi testamentară din capul unghiului pe care constructorii o dau deoparte, dar care va ajunge să fie pusă în ciuda lor în vârf. Și avertizează că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la evrei și dată bisericii. Vezi 1 Petru capitolul 2, versetul 9. Biserica este acel neam sfânt. Conducătorii religioși înțeleseseră exact ce le transmitea Iisus. Și atunci, pe loc, au hotărât că Iisus trebuia să moară. Singura întrebare era când.